doamnelor, domnilor, bună seara! Sunteți la A Patra Putere. O să discutăm în această seară un subiect arhi cunoscut și intens dezbătut în presa locală și în presa națională, pentru că faptele de vitejie ale unui primar din Gorj au deschis la un moment dat buletinele de știri ale televiziunilor centrale după ce acest ales al comunității i-a agresat verbal sau chiar fizic pe angajații primăriei. Discutăm în această seară despre Albeni, tărâmul satrapului Stan. Ionuț Stan, primarul comunei Albeni. Ultimele fapte penale, putem spune, după ce organele de cercetare, organele judiciare au deschis dosar penal pentru purtare abuzivă chiar săptămâna trecută, după ce aici la Tele 3, la A Patra Putere, am dezvăluit faptul că primarul Stan a agresat fizic pe una dintre salariatele primăriei, pe o doamnă contabil, pe doamna Viorica Băltărețu, i-a dat cu o hârtie în față, cu un dosar în cap și a împins-o peste scaune pe acolo prin primărie, în ieșirile dumnealui necontrolate, deja o obișnuință pentru tot județul Gorj. Am încercat să-i luăm un punct de vedere în acea emisiune domnului primar Stan, cum de altfel vom încerca și în această seară să intrăm în legătură directă cu dumnealui, pentru că este dreptul dumnealui de a-și exprima un punct de vedere. O altă chestiune abordată în emisiunea de săptămâna trecută a fost aceea legată tot de o ieșire necontrolată și atipică pentru un comportament normal a domnului primar Stan, a aruncat cu un scaun, sau mai exact l-a izbit de podea în ședința Consiliului Local. Vom discuta în această seară cu domnul Spiridon Gorlă, consilierul local care l-a enervat pe primarul Stan la ultima ședință a Consiliului Local Albeni. Bună seara, domnul Gorlă! Bună seara! Și până la finalul emisiunii vom avea și intervenții telefonice. Veți afla, să vedem dacă ne confirmă sau infirmă unul dintre salariații primăriei ultimul abuz al primarului Stan, probabil un nou dosar penal, dacă în țara asta mai sunt organe judiciare. Prefectul județului Gorj, l-am văzut că e deja, resemnat în fața unui astfel de comportament al primarului de la Albeni. A trimis corpul de control acolo, nu știu ce mai putea face primarul, prefectul județului Gorj. Chiar nu-l pot acuza de nimic. A făcut cam tot ce intră în atribuțiuni. Nu știu dacă Agenția Națională a Funcționarilor Publici, alte organisme ale statului mai pot interveni în cazul de la Albeni, în afara organelor judiciare, poliție, parchet și ce-o mai fi prin România. Domnul Spiridon Gorlă, invitatul meu din această seară, a fost o viață secretarul primăriei Albeni, nu știu dacă și al altor primării, deci este omul care zeci de ani a vegheat la legalitatea actelor dintr-o astfel de instituție, o primărie. A ajuns acum la pensie să fie consilier local și să se confrunte cu un comportament pe care nu știu dacă l-a întâlnit vreodată în anii dumnealui de activitate. Ce spuneți, domnul Gorlă? Câți ani ați fost secretarul primăriei Albeni? Tocmai cu asta vreau să încep, pentru că după 40 de ani de activitate numai în administrație publică, am
considerat, și de ce să nu fiu sincer, atunci când a fost vorba de ieșire la pensie, am simțit că este greu să faci ruperea de comunitate. Motiv pentru care am astăzi acest mandat de consilier. Dar în același timp pot să spun că nu am luat în calcul nimic din ceea ce se întâmplă astăzi în primăria Albeni față de trecutul care a fost o colaborare perfectă cu toate autoritățile din localitate. Și zic aceasta pentru că acest lucru i-am cerut și domnului primar. Autoritatea noastră administrativă, Consiliul Local, sigur că nu putea să lucreze altfel și în mod deosebit în interesul comunității decât printr-o colaborare perfectă cu autoritatea primarului. Dacă un început de mandat al primarului îmi dădea o oarecare garanție, chiar am crezut că lipsa de experiență, să zicem, a domnului primar poate fi compensată cu elanul tineresc, a fost o iluzie de scurt timp, pentru că au început acele răfuieli, că nu le putem spune, cel puțin în ultima perioadă, răfuieli violente. Nu ni le putem explica pe un motiv normal, dar a început în trepte. Vă aduceți aminte, probabil, de prima intenție și acțiunea domnului primar de dizolvare a Consiliului Local, care se petrecea anul trecut. De aici nimic nu s-a înțeles decât de domnul primar, ba dimpotrivă, au continuat acele relații dure cu consilierii, au și demisionat unul din consilieri chiar din partidul lui, pentru că nu a rezistat. Și la ora actuală, Consiliul Local, vă spun că este total, total neluat în calcul, nu mai vorbim de colaborare. Este al doilea an când avem și noi, pe ședințele ordinare, problemele care le cerem printr-un grafic de ședință să le dezbatem. Niciuna pe vreuna din ședințele ordinare de anul trecut și, bineînțeles, mâine este o nouă ședință ordinară, nici vorbă pe ordinea de zi să vină vreuna din problemele care le-am propus și sunt propuse cele care am considerat că trebuie analizate, sunt chiar din cele care Corpul de Control al Prefectului a făcut observații și a lăsat măsuri pentru ducerea la îndeplinire. Nici vorbă să e o sfidare totală față de Consiliul Local. Mai mult, începe nejustificat să nu mai reziste, să nu mai aibă un temperament normal și prima s-a întâmplat pentru mine, acum vreo 4-5 luni, mă scoate afară din primărie. Discutam cu un salariat din primărie. Mi se părea normal să port o discuție în calitatea, cel puțin de consilier, cu un salariat. M-a scos afară din primărie, n-am voie decât cu cerere, cererea să o las la registratură și atât. A urmat această ședință, care n-am crezut că poate să aibă o ieșire pentru ce. În ședință, într-un ultim punct din ordinea de zi, erau întrebări, interpelări, răspunsuri, așa cum fiecare ședință le are pe ordinea de zi. Categoric că întrebările se adresau primarului, în general. Având în vedere că era o informație către noi că domnul primar ar fi ajutat o familie la un deces cu o sumă de 2000 de lei din banii dânsului personal, pentru că noi, consilierii, nu am vrut să aprobăm. Nici vorbă de a se pune pe vreo ordine de zi un asemenea proiect privind ajutorul de deces.
Dar fiind o informație pe care eu n-am verificat-o, normal am pus întrebarea dacă este adevărat cele informate sau dacă nu se infirme. Sigur că de la dacă și am spus despre ce este vorba, s-a ridicat scaunul și l-a trântit la masa la care eram, l-a trântit, de vă dați seama, s-a creat o pauză fără replică de către toți consilierii, am rămas amuțiți de o asemenea ieșire a domnului primar. Numai un pic, aveți un telefon pe undeva că deranjează zgomotul telefonului? Nu, nu e niciun de telefon colegii, nu știu ce se aude. Rezolvați problema asta. Da, domnul Gorlă, întrebarea era, bun, a venit corpul de control, nu, dar mai întâi să vă întreb, deci și care a fost explicația lui, dumnealui, inițială de v-a dat afară din primărie? Nu am voie să colaborez cu salariați. Unul din salariații la care eram, sigur, era pe o relație negativă cu domnul primar. Este un actual cadastrist care, săracul, din păcate, a suferit infarctul zilele trecute și e în spital în București. E vorba de domnul Zbenghea? Sau cum îl cheamă pe domnul cadastrist? Zegheanu Adrian. Zeghean. Am Zegheanu înțeles. Adrian. Și stați un pic, tot din cauza problemelor de la serviciu, a avut acele probleme de sănătate? Categoric că el a avut, asupra lui au avut efecte și stresurile repetate, prin care, pentru că își pusese și demisia, nu mai rezista, în sfârșit a revenit, dar nu pot să mă pronunț asupra cauzei directe a infarctului lui. Am Dar înțeles. Stresul este foarte cunoscut. Bineînțeles. Contribuie foarte mult la problemele acestea cardiace. Domnule Gorla, având în vedere experiența dumneavoastră de 40 de ani, ce se mai poate face într-un asemenea caz după intervenția corpului de control al prefectului, după, nu știu, deschiderea unor dosare penale, din punct de vedere administrativ, ce spune legea? Nu există de decât posibilitatea referendumului pentru a scăpa comuna de acest om și de comportamentul dumnealui. De fapt, și constatările corpului de control al prefecturii, sigur, se limitează la cele constatate la măsuri administrative. Mai mult decât atât, nici prefectura, instituția prefectului nu poate dispune altceva. Dar în situația în care cel puțin în ultima perioadă sunt consecvente și sunt răfuieli violente. Nu mai putem spune de un temperament de ăsta care este al momentului și s-a stins. Nu, se repetă și cred că asemenea răfuieli ale lui pot să ducă, sigur că da, și la mai mult decât de câte s-au petrecut până acum. Au avut violențe. Exact. Adică în afară de ieșirea la adresa dumneavoastră, când s-a ridicat și a izbit cu scaunul de podea, exact. Era lângă dumneavoastră? Unde era poziționat? V-a speriat? Ce s-a Eu întâmplat? Eu eram exact aici, cum sunt în fața dumneavoastră, era cu scaunul lângă mine. Atunci s-a ridicat și aici, lângă mine, l-a aruncat de podeaua, bineînțeles. L-a ridicat deasupra capului, l-a izbit în pământ? L-a ridicat sau... și a dat cu el Am jos. Am înțeles, da. Exclus... Și a plecat din ședință sau... A intrat în birou, biroul este imediat în dreapta... Sălii unde țineți de ședință. Ședință. Da, și a intrat, l-am chemat, i-am zis că nu este posibil așa ceva într-o ședință publică. Stam și mă gândeam dacă îi puneam o asemenea întrebare în particular, nu știu dacă n-aș fi fost o victimă sigură, sau mă gândesc acum cum de fapt în democrație e posibil orice și poate dacă ne gândim la o critică, ne gândim la o critică constructivă, ce s-ar putea întâmpla dacă la o simplă întrebare răspunde cu scaunul.
Am înțeles. Da, situația este destul de complicată acolo. Salariații efectiv sunt terorizați de comportamentul domnului primar. Încă o dată, domnul primar, dacă ne urmăriți și doriți să interveniți, puteți să o faceți oricând. E afișat chiar și numărul de telefon acolo. Dacă nu ne urmăriți, o să vă sunăm noi în partea a doua a emisiunii. Poate reușim să purtăm un dialog în această seară. Poate aveți de oferit explicații și cu privire la ce s-a întâmplat săptămâna trecută atunci când a avut loc un conflict cu doamna Băltărețu și cu privire la ce a spus domnul Gorlă și la alte chestiuni care s-au întâmplat în aceste zile. Ia uitați ce ne întreabă cineva, să-l întreb pe domnul Gorlă dacă are cunoștință că hotărârile Consiliului Local al Benj sunt publicate pe site-ul primăriei și cine ar trebui să o facă? Da, pot să răspund? Da, vă rog. Niciuna din hotărârile date de adoptate în Consiliul Local n-a fost afișată, n-a fost pe site, n-a fost pe gazetă, este intransparență totală în privința informațiilor publice. Asta am făcut săptămâna pe 4 ianuarie, i-am cerut în scris, în baza legii 514. A,215. da. Da, și cu răspuns în termen pe lege de 10 zile, nici până astăzi nu mi-a comunicat hotărârile și procesele verbale din ședință. Da. Numai un pic, domnul Gorl, avem un telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnul Claudiu, vă salut pe dumneavoastră și pe domnul Gorlă. Vă dau sunt la telefon. Bună seara, domn președinte, vă ascult. Domnul Claudiu, domnule, aveți un om deosebit de serios, un om cu experiență în administrația locală și e o mare rușine pentru acest primar că se comportă cu acest om. Uitați-vă la dumnealui cât de serios este un om care a făcut cinste comunei Alben, îl cunosc de foarte mult timp și era prieten cu răposatul Dănciulescu, care vorbea despre domnul Gorlă numai la superlativ. Și îmi pare nespus de rău că acest primar se consideră vătaful comunei și nu ține cont nici de televiziune, nu ține cont nici de localnici, nu ține cont nici de prefectură. Nu, Trebuie făcut ceva domnul ca Dău, acest nu de domn noi trebuie să nu să mai țină înlocuiască cont. această funcție, că nu o Da. merită, domne. Nu de noi trebuie să Salariații țină cont primării primarul, domnul nu Dău. sunt sluși, domne. Sunt oameni care se câștigă și ei pâinea și au mandatul ca să conducă ca această comună să aibă rezultate bune. Dar cu asemenea primar, e o mare rușine, să știți. Dumneavoastră a scos în evidență de foarte multe ori și foarte mulți angajați au venit la dumneavoastră la televiziune și e o mare cinste pentru dumneavoastră că vă puneți în slujba cetățeanului. Eu rog pe domnul Gorlă, cu temperamentul dumnealui, cu experiența dumnealui, să caute, să mai stea de vorbă cu el, că poate nu înțelege de rușine dacă frică nu are. Să nu să se gândească că funcțiile sunt trecătoare. Când nu va mai fi primar și să vă întâlni cu oamenii ăștia, une bagă capul. E o mare rușine. Atât am avut, vă doresc emisiuni plăcute și o seară bună și ne amuzăm pentru domnul Goră și pentru dumneavoastră. Mulțumim mult de tot. Mulțumim. O seară bună, domnul președinte. Da, nu trebuie să țină cont de noi primarul de la Alben și absolut nimeni. Oamenii sunt cei mai importanți, cei care l-au ales până la urmă, cei care i-au oferit această posibilitate ca timp de 4 ani să arate că poate să conducă o comună și până la urmă, în afară de oameni, este vorba și de caracter și respect pentru colegii dumnealui din instituția primăriei. Domnul Gorlă, ați întâlnit așa ceva în cei 40 de ani de carieră? Absolut deloc. Pentru că numai colectivități de colaborare care și-au dus la îndeplinire sarcinile și chiar atunci când erau vorba altfel recuperam, altfel ne ajutam. Nu existau situații de natura ieșirii dintr-un comportament normal. Nu existau așa ceva. Ba dimpotrivă, am zis mai la început,
Chiar mi-a părut rău de ruperea cu colegii din primărie, cu comunitatea și mi-am ales acest, mi-am dorit acest mandat ca să nu fie brusc ruperea. Dar de la ce mi-am dorit? O colaborare. Pentru că, domnul Matei, nu există să ai nici rezultate bune în muncă dacă cel puțin între cele două autorități nu există o colaborare. Că noi n-am făcut altceva, n-am votat un proiect pentru Stan sau l-am respins împotriva lui. A fost legal, a fost în interesul comunității obiectivul respectiv, l-am aprobat. În momentul când ne-a cerut dizolvarea, noi aveam 98% din proiectele inițiate de primar, le aveam aprobate. Doar două care nu s-au încadrat legal și nu puteam să le aprobăm. Am înțeles. Mai sunt întrebări aici pe Facebook-ul emisiunii. O să îi adresăm întrebări domnului Gorlă până la finalul emisiunii. Nu, iată, ne scrie cineva, nu e PSD primarul, nu mai e la niciun partid, pentru că a fost exclus din partidul, din partea căruia a candidat, e vorba de UNPR. S-au săturat și cei de la partid de el că, până la urmă, dacă prefectura nu mai poate face nimic și nimeni altcineva, așteptăm mult și bine după o soluție a parchetului, a poliției. Dom'le, dacă era la vreun partid, îl întrebam și noi pe șeful dânsului de partid dacă poate discuta cu dumnealui sau să poată face ceva. Așa, nefiind la niciun partid, nu putem să întrebăm pe nimeni dacă îl trage la răspundere, nu știu, din punct de vedere politic sau habar n-am, pe domnul Stan. Domnul Gorlă, unde sunt, domnul Gorlă, ceilalți consilieri? Nu i-am văzut. Sunt mulțumiți de activitatea domnului Stan sau stau cu capul în nisip Nu. precum struțul? Nu. Din comportările primarului și, în mod deosebit, din amenințările, chiar și faptele, pentru că unul din consilieri a fost primul amendat pentru lipsă de autorizație la lucrări de construcție. Există temerea aceasta, pentru că și în primărie nu este vorba numai de cei 2-3 care mai sunt acum în dispută directă, să nu fi trecut prin filtrul lui majoritatea. Dar unii au acceptat compromisul, au familii de întreținut, au ales să tacă, să fie lipsiți de demnitate ca să-și poată să-și mențină locul de muncă. Da. E trist pentru că nu trebuie să veniți la televizor. Dar trebuie să faceți ceva. Nu știu ce. Nu vă învăț. Nu știu eu ce trebuie să faceți. Dar trebuie să faceți ceva. Iată, domnul Gorlă, la vârsta lui, la vârsta dumnealui, pensionar, a ales să vină la televiziune și să vorbească liber despre problemele de la albanii, în timp ce ceilalți, cât sunteți, 12, 11 sau 13? 11, da. Ceilalți 10 consilieri nu există. O fi, nu știu, câțiva ai domnului primar, dar restul consilierilor, că înțeleg că sunt probleme acolo și că au avut și dumnealor probleme. Suntem la pauză. Revenim în scurt timp, după câteva momente de publicitate. Încercăm să luăm legătura cu doamna Viorica Băltărețu, pe care am invitat-o în această seară în emisiune și nu a putut ajunge. O să vă citesc mesajul dumneavoastră. Chiar am fost șocat, să spun așa. Mi-a transmis doamna Băltărețu într-un mesaj pe telefon: nu mă simt în stare, sunt distrusă. Deci, dumneavoastră, dacă s-a ajuns aici, din punctul meu de vedere, e mult prea departe. O să încercăm eu, colegii mei de la Tele3, să cerem un punct de vedere parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Cărbunești. Eu am mai făcut-o în calitate de jurnalist atunci, în cazul domnului Machidon, soțul unei alte salariate a primăriei, agresat fizic
de către primarul Stan și procurorii parchetului de pe lângă parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Cărbunești mi-au comunicat că a fost deschisă o anchetă penală în acest caz. A mai fost deschisă una săptămâna trecută după ce toată presa a preluat informațiile de aici de la Tele3 cu privire la doamna Băltărețu, conflictul pe care l-a avut doamna Băltărețu cu domnul primar Stan și agresiunea fizică la care a fost supusă salariata primăriei. Domnul Stan s-a mai ales cu o acuză, aceea de purtare abuzivă. După cum știm, în România anchetele durează mult și bine. Și teroarea continuă la primăria Albeni. Oamenii lucrează acolo sub un stres fantastic. Iată, cadastristul a fost luat cu elicopterul și transferat la București, la un spital, din cauza problemelor cardiace. Revenind după publicitate, încercăm să luăm legătura cu doamna Băltărețu, dar și cu contabilul primăriei, cu domnul Laviniu Buculea, fost invitat aici în emisiune, care înțeleg că, din nou, să vedem dacă ne confirmă domnul Buculea, am primit astăzi o informație, că a avut o altă dispută verbală într-o ședință recentă la primărie cu domnul Stan. Să vedeți despre ce este vorba. Incredibil așa ceva. Abuz, comportament abuziv al primarului în interesul tatălui dumnealui. Imediat revenim. Poveștile frumoase încep la o ceașcă de cafea proaspăt prăjită. Social Public House vă invită la Nino Cafe. În inima orașului Târgu Jiu aveți parte de clipe minunate într-un mediu ambiental prielnic relaxării. Iubitorii de cafea știu ce înseamnă să poți savura o ceașcă de espresso. Din pasiunea pentru cafea alegem cele mai bune tipuri de cafea verde, prăjită manual și cu atenție la aer curat. Social Public House în Târgu Jiu, strada Alexandru Vlahuță, bloc 8, parter. Rezervări la 0730-030-313. Nino Cafe, o poveste de dragoste care se înnoiește în fiecare zi. O pasiune care trezește toate simțurile. Pe piața românească din anul 2003, livrări în toată țara prin Tremolada SRL. Cel mai pregătit personal medical din județ, cele mai mici prețuri, cea mai performantă aparatură medicală, totul în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, care oferă servicii medicale în limita numărului de consultații sau servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate Gorj pe baza biletului de trimitere într-un spațiu modern și cu aparatură medicală de înaltă performanță în următoarele specialități: medicină internă, cardiologie, chirurgie generală, obstetrică, ginecologie, dermatovenerologie, neurologie, oftalmologie, ORL, urologie, pediatrie, ortopedie și traumatologie, psihologie, neuropsihiatrie infantilă, recuperare, medicină fizică și balneologie, psihiatrie, alergologie, gastroenterologie, nefrologie, endocrinologie și pneumologie. Totodată, la nivelul policlinicii, se efectuează la prețuri foarte avantajoase și în cel mult o zi lucrătoare, fișe auto, fișe portarme, fișe pentru siguranța circulației, fișe aptitudini și altele. Relații suplimentare și programări la telefon 0253-237-234, interior 391. Ambulatoriul integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Servicii medicale prompte și de calitate. De peste 70 de ani, Express Transport asigură transportul pasagerilor în condiții de siguranță și confort spre următoarele destinații: București, Timișoara, Cluj-Napoca, Arad, Sibiu, Drăgășani. Reduceri începând cu 10% la toate biletele achiziționate online. Oferim servicii de închiriere mașini pentru transportul angajaților diverselor firme sau pentru servicii de protocol, conferințe, team building-uri și excursii. Express Transport Târgu Jiu, strada Margaritarului, numărul 5. Relații și rezervări non-stop la 0353-806-666. Express Transport SA, siguranță și confort la cel mai mic preț.
Echipa școlii de conducători auto te așteaptă să pornești la drum alături de cei mai buni instructori pentru categoriile B, C și CE, pregătiți să ofere cursuri profesionale pentru a deveni șofer de calitate. Înveți alături de formatori calificați, alegând propriul instructor. Se asigură ajutor la întocmirea dosarului. Echipa Drive School oferă reducere pentru categoria B elevilor și studenților. Dacă ești interesat să iei lecții de condus, Drive School te așteaptă de luni până sâmbătă la sediul din Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 40A, sau la telefon 0761 146 861. Acum îți punem la dispoziție și cursuri pentru atestate profesionale. Drive School, prioritatea noastră, permisul dumneavoastră. Domina Imobiliare. Venim către tine cu cele mai noi și cele mai rapide oferte. Vinzi, cumperi sau închiriezi. Domina Imobiliare te sprijină în decizia ta către un cămin sau către un teren propice pentru casa și afacerea ta. Economisește timp și energie și lasă-ne pe noi să anulăm efortul tău de a căuta. Reprezentăm profesionalismul și conduita necesară în domeniul imobiliar. Fiecare dintre noi înțelege nevoia ta de a găsi sau de a cumpăra cea mai bună ofertă disponibilă. Reclamă stradală, consiliere, suport online cu cea mai interactivă platformă de imobiliare din Oltenia. Informații precise și îndrumare profesională în direcția potrivită și dorită de client. Vino și tu cu oferta ta, alătură-te clienților noștri, iar noi îți garantăm succesul inevitabil oferit de agenția Domina Imobiliare. Accesează site-ul nostru domina.ro și calcă-ne pragul agenției noastre. Valorifică-ți oferta și economisește timp. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Salonul Barocco, locul unde visele tale devin inspirația noastră. Stilul, eleganța, pasiunea și profesionalismul sunt cuvintele ce caracterizează salonul de înfrumusețare Barocco din Târgu Jiu. Echipa Barocco este formată din specialiști ce te vor ajuta să găsești cele mai potrivite tunsori și coafiuri pentru tine. Serviciile manicură, pedicură și make-up disponibile cu o gamă largă de culori și servicii personalizate. Serviciile de cosmetică te vor ajuta să-ți prelungești tinerețea cu tratamente faciale, remodelând corpul cu radiofrecvență facială și corporală și epilare definitivă cu un dispozitiv laser de ultimă generație. Masaj anticelulitic de relaxare, terapeutic și sportiv. Deținem propriile rețete secrete de frumusețe pe care le aplicăm fiecărui client. Pentru orașul Târgu Jiu, în funcție de dorința clientului, asigurăm transportul către salon. Barocco Târgu Jiu, strada Victoriei, centru deasupra magazinului Total, vis-a-vis de complex Parâng și Romarta. Vrei ca hainele tale să fie cât mai curate și mai plăcute la atingere, fără ca tu să faci nimic? Da, sigur că vreau. Se poate așa ceva? Evident, apelează cu încredere la serviciile spălătoriei ecologice Nufărul și cu siguranță vei fi mulțumit de rezultat. Spălătoria Nufărul folosește aparatură profesională și cele mai bune produse pentru curățarea, spălarea, uscarea și călcarea hainelor dumneavoastră. De ce să pierzi timpul spălând haine când poți apela la Spălătoria Nufărul? În Târgu Jiu, strada Lea Digului, numărul 1A, în spatele magazinului Decathlon. Pentru hoteluri, pensiuni și restaurante, Spălătoria Nufărul oferă servicii de apretat lenjeria și fețele de masă, iar transportul este gratuit. Sună acum la numărul de telefon 0253-240-010. Nufărul îți face viața mai ușoară. Vrei să atragi toate privirile și să fii mereu admirată? Alege salon Mina Alex și vei fi mulțumită de felul în care vei arăta. Coafură, manicură, pedicură și cosmetică la prețuri accesibile. Pentru noi este important să pleci cu zâmbetul pe buze din salonul nostru de înfrumusețare, de aceea folosim produse profesionale pentru rezultate garantate. Salon Mina Alex, la intrarea pe strada 14 octombrie, numărul 25B, pe partea stângă. Vizitează-ne și îți promitem că vei fi admirată. Am revenit, sunteți la A Patra Putere. Discutăm în această seară despre comportamentul abuziv al primarului Ionut Stan de la Alben, invitatul meu din această seară, domnul Spiridon Gorlă, consilier local,
Timp de 40 de ani, domnul Gorlă s-a aflat și a făcut serviciul în administrația publică. Mare parte din acești ani a răspuns chiar de legalitatea documentelor din primărie. A fost secretarul primăriei. Încercăm să luăm legătura cu salariații ai primăriei Albeni. O avem prin telefon acum pe doamna Viorica Băltărețu, salariata primăriei agresată în urmă cu câteva zile. Bună seara, doamna Băltărețu! Bună seara! Da, îmi cer scuze că vă deranjez. Am și precizat în emisiune că v-am invitat astăzi și mi-ați trimis un mesaj că nu puteți veni pentru că sunteți distrusă. Nu vă țin mult la telefon, spuneți-mi doar ce s-a întâmplat după ce am vorbit în emisiunea săptămâna trecută. Ați fost chemată la poliție să dați declarație în acel dosar deschis pentru purtare abuzivă sau s-au rezumat polițiștii doar la declarațiile pe care vi le-au luat în acel moment? Nu. Imediat, deci a doua zi, deja am fost chemată la audieri și, de fapt, să fac o completare la declarația pe care am dat-o atunci, da, la momentul incidentului. Deci e foarte repede, nici nu mă așteptam să carotițele să înceapă să meargă așa. Destul de repede. Am înțeles. Doamna Băltărețu, au existat, eu știu, alte... Domnul Stan a avut la adresa dumneavoastră alte... Nu, de atunci... Reacții dintre astea. De atunci dânsul nu a mai intrat la mine în birou, absolut deloc. În schimb, de 3 ori pe zi facem raport. Cum adică de 3 ori pe zi faceți raport? Adică la ora 8, la ora 12 și la ora 3 și jumătate mergem jos în sala de ședință, iar domnul primar nu vorbește decât cu mine și cu domnul Buculea. Toate hârtiile pe care le, toate situațiile pe care le întocmesc nu mi semnează nimic. Îmi scrie câte ceva ce crede dânsul de cuvință și mi le dă înapoi. Am înțeles. Nici măcar una. Astăzi mi-a dat o hârtie prin care mi-a interzis să vorbesc cu domnul Buculea. Cum? Cum? Stați un pic că nu înțeleg. V-a dat o hârtie? Adică printr-o... Adică, ce hârtie? Așa un bilețel? Sau a emis o dispoziție? Adică, semnat. Da? Am să vă spun exact. Da? Deci îmi spune că să nu tulbur activitatea privind impozitele și taxele a domnului Buculea Laviniu Gabriel. Dar ce este asta? O adresă către dumneavoastră? Da, o adresă. Zice ce? Către doamna Băltărețu Viorica, consilier superior, și atunci am spune. Prin adresă, prin prezenta, vă pun în vedere că începând de astăzi să nu tulburați activitatea privind impozitele și taxele a domnului Buculea Laviniu Gabriel și să-i obstrucționați actul profesional, pe având ce... în vedere că dumneavoastră sunteți conducătorul activității contabile. Pe ce s-a plâns domnul Buculea că îi perturbați activitatea? Nu, dar nu avem voie să vorbim. Am înțeles în sensul ăsta. Păi da. Bine... Din ce știu eu, domnul primar, luna trecută v-a trimis tot așa un bilețel scris, holograf, semnat și ștampilat, prin care vă spune să nu mai stați cu ușa închisă la birou, să o lăsați deschisă. Așa este. Cum? Mi-a trimis, bineînțeles, o hârtie înregistrată prin registratură. Nu a mai avut răbdare să-l scrie, să-l redacteze la calculator și atunci a scris de mână. A semnat, a pus ștampila și mi-a interzis să stau cu ușa închisă. Am înțeles.
Nu fac comentarii pentru că mi-aș atrage oarece sancțiuni, probabil, dar nu știu, o să-l întreb pe domnul Borlă la sfârșit. Și mă întreabă, vreau să vă spun că mă întreabă într-una, de ce mi-am luat medical, unde am fost când eram în medical și toate lucrările care nu au fost făcute din septembrie să le fac acum. Doamna Băltărețu, stați un pic că mi-am amintit. Am aici un afiș pus de domnul primar în comună, prin comună. Da. Numai un pic stai să-l caut, să vă citez exact, în care spune că domnule, nu poate încheia activitatea financiară pe anul trecut și încasa taxe și impozite pe anul în curs și cu majuscule din vina funcționarilor primăriei Albenei. Adică bănuiesc că din vina dumneavoastră a domnului Buculea, probabil tot din vina dumneavoastră și a domnului Buculea plouă acum sau e frig sau eu știu. Acum, deci după toată perioada în care eu am fost, în timpul concediului meu medical, a fost desemnată altă persoană care să aibă atribuții de contabil șef. Da. Ei, acea persoană ar fi trebuit să înregistreze zilnic și în ordine cronologică tot ce trebuia înregistrat în contabilitate. Dar dânsul reproșează mie că am fost în medical și acum pentru că am venit să rezolv toate problemele. Da, am înțeles. Este foarte greu și foarte mult. Bun. Bineînțeles că o să le rezolvăm. Da. Deci nu se fac încasări la impozite și taxe locale aferente anului fiscal 2019, precum și la cele restante la caseria unității datorită nefinalizării închiderii anului fiscal 2018 și nedeschiderii anului 2019 din cauza funcționarilor publici. Sper că cetățenii nu-l cred pe domnul Stan. Să știți că unii dintre ei chiar îl cred. Dânsul a recurs și la alte metode. De exemplu, zilele trecute, când domnul Buculea într-una din zile a fost în incapacitate de muncă, au venit două persoane tot la cererea domnului primar, bineînțeles, așa foarte recalcitranți, să mă întrebe de ce nu le încasăm banii. Adică a recurs și la alte metode de intimidare. Vă dați seama, sunt singură în birou și când vin doi bărbați, care unul stă mai înspre ușă și unul vine lângă mine la birou, mă gândesc la ce este mai rău. Am înțeles. Incredibil ce îmi spuneți, doamna Băltărețu. Ultima întrebare. Vă aflați în concediu medical acum? Nu, lucrez. Aseară chiar am vrut să rămân, pentru că deci colegii mei recuperează, eu fiind în medical atunci nu aveam ce recupera, am vrut să rămân și eu până la 6 să lucrez, ca să pot să termin lucrările. Ce credeți? A trimis pe doamna de la registratură cu condica să semnez și să plec acasă, că nu am de ce să stau. Am înțeles. N-am vrut să plec, a trimis din nou pe altcineva și până la urmă am plecat. Da. Bun, doamna Băltărețu, mulțumesc mult pentru intervenția din această seară. Mulțumesc și eu. La revedere. O seară bună vă doresc. Cum vedeți lucrurile astea, domnul Gorlu? Este inadmisibil să restricționez colaborarea între funcționari și mai ales în cadrul aceluia serviciu, contabilitate, finanțe. Și pe cine? Tocmai pe șefa serviciului, doamna Băltărețu, pe post de contabil șef, cum să nu colaborez cu subalternii mei? Dar eu trebuie chiar să-i urmăresc. Aveți dreptate. Dar există, ați mai pomenit așa ceva, să trimit o hârtie în care să spună să nu vorbești cu ăla, dar îmbrăcat așa, cumva? Nici verbal, domnul. Nici verbal. Nu există așa ceva. Dar ce e la bilețel? Că nu e dispoziția primarului, nu e adresă. Cum se poate așa ceva? Potrivit legii. Există așa ceva în legea administrației publice locale? Pentru că, vedeți bine, nici nu putem să-l calificăm pe acel înscris. Nici nu-l putem califica. Nu există așa ceva nici măcar într-o procedură din aceasta ocolită pe lege. Da. L-avem prin telefon pe Laviniu Buculea, contabil al primăriei Albeni. Bună seara, domnul Buculea. Bună seara.
Domnul Bucula, de ce nu mai aveți dumneavoastră voie să vorbiți cu doamna Băltărețu? Păi eu știu, așa vrea primarul. Nu știu să vă răspund la întrebarea asta. Am înțeles. Am o întrebare, dacă îmi puteți infirma sau confirma următoarea chestiune. Am primit o informație cum că în cadrul unei ședințe care a avut loc recent la primăria Albeni, domnul primar v-ar fi înaintat o solicitare din partea tatălui dumnealui prin care să-i calculați impozitul pentru un mijloc auto, pentru un tractor. Și dispoziția primarului era cumva în sensul de a rezolva acea cerere urgent, dar nu asta e problema. Poate face acest lucru pentru tatăl dumnealui, este ok din punctul meu de vedere. O altă chestiune nu este în regulă și vă rog, domnul Buculea, să-mi spuneți dacă sunt adevărate informațiile mele, că v-ar fi solicitat să rezolvați această solicitare, această cerere, așa cum a fost ea formulată. Adică să calculați un impozit mai mic decât cel pe care îl prevede codul fiscal. Da, așa este. E vorba de un tractor pe care l-a achiziționat tatăl primarului în 2015 și nu știu din ce motive abia acum s-au gândit să-l și declare la impozit. Am calculat impozitul conform legii, e vorba de un tractor înmatriculat care are un anume impozit, deși mi s-a cam sugerat și cam asta am înțeles eu din documentele depuse, că ar fi vrut să înregistreze tractorul la primărie unde impozitul e undeva de 5 ori mai mic. Având în vedere că tractorul are numere negre, e matriculat, îl vede toată comuna aia umblând într-o parte și în alta, cred că e normal să-l înregistrez ca tractor înmatriculat și să-i calculez impozitul ca atare. Așa spune codul fiscal. Am înțeles. Deci în afară de rezoluție urgent pe acea cerere, v-a spus și să o rezolvați așa cum a fost solicitată? Așa cum mi s-a cerut, da. Da, și am spus clar că eu vreau să respect legea și nu cred că e normal ca un primar să-mi impună nici măcar pentru tatăl dumnealui, nici pentru dușmanul dumnealui, nici pentru nimeni să-mi impună mie cum să-mi fac eu datoria. Ați avut o dispută verbală cu primarul pe tema asta? Da, o discuție verbală și foarte aprinsă. Are posibilitatea să-l înregistreze și la primărie dacă solicită asta. Atunci noi suntem obligați să-i eliberăm număr din acela galben de primărie, cum toate primăriile eliberează. În cazul acela abia putem să-i calculăm impozitul ăla mai mic, într-adevăr, dar momentan tractorul ăla este tractor înmatriculat. Mie mi s-a prezentat o fișă de înmatriculare la toate documentele depuse, pe care am vizat-o pentru ca și când l-am și luat în evidență și e singurul document. E singurul document pe care s-a pus ștampila de către primar, restul documentelor nu s-au ștampilat, nu s-au semnat, că nu le-a considerat în regulă și legale, dar fișa de matriculare a fost semnată, a fost ștampilată peste semnătura mea și e singurul document care a dispărut. Noi am tot umblat cu documentele astea, ba la domnul secretar, ba la mine în birou, să lămurim odată problema din punct de vedere juridic. Ei, din toată plimbarea asta cu documentele prin instituție, documentul ăsta în original a dispărut. Cum e posibil pe nimeni, așa ceva? Problema e că a dispărut. Nu știu. Da. Din moment ce mie îmi prezinți o fișă de matriculare pe care vrei să ți-o completez, cred că e la mintea cocoșului că asta vrei, să-l înmatriculezi, pentru că el deja e înmatriculat, de fapt. Am înțeles. De ce nu s-a făcut treburile astea din 2015 până acum, nu e problema mea, nu mă interesează. O singură întrebare. Din urmă și cu penalități, cu tot ce trebuie, da. O singură întrebare e de la un telespectator, e chiar pe Facebook-ul emisiunii, o vede toată lumea. Este legal să nu declare tractorul? Nu, nu este legal. În mod normal, codul fiscal stabilește și sancțiuni în sensul ăsta, obligație de 30 de zile de la achiziționare să declare orice bunuri, mobile sau imobile. Am înțeles. Spun sincer să vă spun, n-am aplicat și n-am văzut aplicându-se amenzi de astea okay. Toți cei 10 ani de când lucrez în primărie. Deși
ele sunt prevăzute de lege. Eu am calculat cu penalități, a ieșit undeva la 2500 de lei impozitul și probabil că, nu știu, am părut mare, habar n-am. Bun, aveți birou tot pe hol, domnul Buculea? Nu. Am birou cu o altă colegă de la asistență socială, împărțim un birou mai mare. Deci nu sunteți la ușa primăriei, nu mai sunteți acolo? Nu mai sunt la ușa. Am înțeles. Sunteți un privilegiat, ce să mai... Unul dintre cei mai de vază, da. Am înțeles. Bine, domnul Buculea, mulțumesc mult pentru intervenție. Mulțumesc și eu. O seară bună să aveți și serviciu ușor vă doresc tuturor. Colegii, încercați să-l prindem și pe primarul Ionut Stan. Mai sunt 10 minute, prelungim emisiunea și o oră, dacă e cazul, până începe Eugen Măruță, de la naiba de știri. Numai să ne răspundă domnul primar la telefon și să stea de vorbă cu noi. Cum e, domnul Gorlă, treaba asta? Cum? Să pui dispoziții, să pui rezoluții pe solicitările unui cetățean? Nu contează că e tatăl dânsului. Dacă în sensul ăsta? Dacă și-am susit că are o funcție prin care poate să facă ce vrea, nu este ceva ieșit din comun pentru el. Am înțeles. Un prieten jurnalist, știți că l-avem pe... și să-l auzim în direct, colegii. Colegii, am uitat să vă spun, trebuia să vorbim aici în direct cu dumnealui. Bună seara, domnul primar! Bună seara, domnul Claudiu! Scuze pentru deranj. Am vorbit iar o oră despre dumneavoastră, 50 de minute mai exact, și eram foarte interesat. Înseamnă că sunt cineva. Bineînțeles, domnul primar. În primul rând, vă rog frumos. Vă rog. Exact cum îmi ceru scuze, da? Pentru deranj. Îmi cere și scuze pentru că cred că nu v-am jignit și nu vă jignesc. Iar dumneavoastră în continuu mă jigniți pe mine. Mă faceți individ, nu știu cu ce drept, mă faceți dumneavoastră pe mine individ. Domnul primar, individ, da, domnul Claudiu, pot să vă fac și ipochimen. Este în dicționarul explicativ al limbii române, domnul primar. Da, domnul Claudiu, vom vedea. Continuați cu denigrările la dreapta mea nu, stați. Vom vedea mai departe. Domnul primar, încă o dată, vă rog să mă scuzați dacă dumneavoastră considerați că v-am denigrat. Însă da, nu exact, este adevărat. Asta faceți în continuare, domnul Claudiu. Bun, ok. Este părerea dumneavoastră și faceți ce vreți nu în este, sensul ăsta. Nu este părerea mea. Vă spun un lucru care este, nu este normal din partea dumneavoastră să aduce niște acuzații cu privire la o persoană pe care nu sunt niște lucruri nefondate. Corect, aveți dreptate și tocmai de aceea... Și atunci, dacă am dreptate, da? De ce continuați cu acuzațiile împotriva mea? Aveți dreptate că noi discutăm în emisiune și tocmai de aceea vreau să vă... Dumneavoastră discutați într-o emisiune prin care domnul primar, doamna Băltărețu, să-i dau și numele, să laudă că acea emisiune e plătită de către un interlop. Domnul primar, da, mă ascultați? Claudiu. Da, domnul Claudiu, vă ascult. Vă rog, numai un pic. Ați văzut, puteți veni oricând la această emisiune. Nu, domnul Claudiu, eu vă spun dumneavoastră ceea ce... Eu vă spun dumneavoastră, eu nu sunt omul să înregistrez, nu înregistrez pe nimeni. Eu vă spun dumneavoastră un adevăr, ceea ce a spus doamna Băltărețu. Dar, domnule, este posibil să fi spus doamna așa, însă... Această emisiune, Tele3, da? Este plătită de către un interlop. Nu-i dau numele. Acel interlop cu care a venit doamna Băltărețu, care... căruia i-am făcut o plângere, sunt mâine chemat la IPJ, deoarece a venit împreună cu doamna Băltărețu să-mi amenințe familia, domnul Claudiu. Dumneavoastră nu știți lucrurile astea. Aceste lucruri sunt grave, domnul primar, dacă s-au întâmplat așa cum spuneți dumneavoastră. Domnul Claudiu, să întrebați angajații primării Albeni, unii dintre angajații. Păi sunt de partea dumneavoastră, domnul primar, eu sunt de partea dumneavoastră. Dacă lucrurile s-au întâmplat așa... Ce, domnul Claudiu, sunteți de partea mea, că dumneavoastră mă faceți mardoi în emisiune și acea vorbă o ia și domnul Buculea, care o face... În emisiune nu v-am făcut așa, domnul primar, domnul v-am făcut doar în scris. Ba da. Ascultați-mă o secundă, domnul primar, vă rog. Da, domnul Claudiu. Deci vă rog frumos, dacă dumneavoastră aveți informații sau probe că această emisiune este plătită de cineva, vă rog să depuneți plângere penală la parchet sau la poliție. Nu, domnul Claudiu,
Vă rog frumos. Bun. Vă spun dumneavoastră ceea ce a afirmat doamna Băltărețu. Bun, acum, rugăminte. Îmi spuneți, domnule primar, dacă este adevărat că i-ați dat cu dosarul în cap doamnei Băltărețu și ați împins-o peste scaune? Domnul Claudiu, vă spun, am spus-o și pe Facebook, am acasă o fetiță, nu mi-aș permite, nu invocați copiii, vă rog, mi-am vă rog. Permis, nu mi-am permis niciodată, am 33 de ani, n-am atins niciun animal, domnul Claudiu. Atunci am fost foarte supărat, am uitat, pentru că trebuia să le cer organelor de poliție când au venit, să ne ia pe amândoi, ca să ne ia amprente de pe haine, să vadă dacă este adevărat sau nu. Dar am cerut în declarație să ne pună la testul poligraf, domnul Claudiu. Voi aștepta lucrul acesta și voi demonstra că nu e adevărat ceea ce spune doamna Băltărețu. Okay. Doamna Băltărețu, domnul Claudiu, da. Doamna Băltărețu, am făcut plângere, o plângere către secția 6 Cărbunești și IPJ Gorj, da. Prin care doamna Băltărețu, i-am zis doamna Băltărețu, doamna Băltărețu a fost angajată pe un post cu atribuții de achiziții publice. Acum v-am dat atribuțiile de contabil. Aveți de lucru, doamna Băltărețu. S-a dus timpul în care stăteați cu evantaiul timp de 6 ore din programul dumneavoastră de lucru. Domnul primar, o să vedeți și mi-e rușine că spun lucrul acesta public. O să vedeți și soția dumneavoastră când va ajunge la menopauză și are bufeuri. Nu, așa domnul, ceva domnul primar. De către un domnul primar, am ajuns prea Claudiu. Departe, domnul primar, opriți-vă. Domnul Claudiu, se poate spune un funcționar public așa la șeful lui? Nu se poate așa ceva. Ascultați-mă poate, în continuare. Claudiu, domnul Claudiu, am martori în privința asta. Am pus martori să fie audiați, domnul Claudiu. Ăștia sunt bârfe, domnul primar. Ascultați, dumneavoastră decât pe ei ascultați. A venit și întrebați pe ceilalți angajați. Nu vor, domnul Claudiu, pentru că și secretarul primăriei Albeni au văzut cum mă denigrează și cum ce fac cu mine, domnul Claudiu. Ok, domnul primar, aveți dreptate. Mi-a venit răspuns, domnul Stați Claudiu. Un pic, ascultați-mă o secundă. Doamna Machidon m-a făcut psihopat. Mi-a venit răspuns de la poliție că se confirmă cele reclamate de mine. Domnul Buculea mă denigrează și mă defăimează în fața cetățenilor. Mi-a venit răspuns că se confirmă cele reclamate de mine. Cum adică cele reclamate de dumneavoastră? Asta am reclamat, domnul Buculea, că mă denigrează și mă defermează în fața la diversi cetățeni care vin în primărie. Da. Și am pus ca să fie audiat, angajați în primărie și a fost audiat. Pierdem foarte... Să vă trimit adresele astea. Nu sunt omul, nu am timp să stau de așa ceva. Stați un pic, domnul primar. Claudiu. Domnul primar, ascultați-mă 30 de secunde, că pierdem timpul. E foarte important. Da, domnul Claudiu. Da, domnule, aveți dreptate și în privința doamnei Băltărețu și al domnului Buculea și pe cine ați mai invocat, pe doamna Machidon. Dumneavoastră aveți dreptate, cei trei salariați mint. Ia răspundeți-mi la o întrebare acum, domnul primar. Da. Îl avem pe domnul Gorlă aici, un domn cu 40 de ani de experiență în administrație. Domnul primar, este adevărat că ați aruncat cu scaunul în ședința Consiliului Local? Domnul Claudiu, mă lăsați să vă răspund. Vă rog. Domnul Gorlă a fost în primăria Săcelu. Știți, domne, cum a fost... din comuna Săcelu, din primărie, domnul Gorlă, cu parul, domne, cu parul. Domnul primar, ascultați-mă o secundă. Așa. Domnul primar, spuneți. Este adevărat că a strântit cu scaunul în ședința Consiliului? Domnul Claudiu, după terminarea ședinței la diverse, domnul Gorlă și-a permis de față cu ceilalți consilieri și mai erau, cred că, și dintre angajați, să mă întrebe pe mine cum îmi folosesc eu bugetul familiei mele. Cu ce drept mă întreabă pe mine așa ceva, domnul Gorlă? Domnul primar. Mi-ar fi primar. Rușine din partea dumnealui. Domnul primar, domnul da, primar, mă ascultați? Dacă în privința celorlalți trei angajați v-am dat dreptate, cum puteți, domnule, să spuneți că omul ăsta pe care îl avem aici, un om în vârstă, minte? Acest om a fost secretarul comunei Albeni. Acest om da. A dus de râs pe comuna Albeni, primăria Albeni. Colegii, domnul Stan, da, mulțumesc da, mult da, pentru intervenția da. Din această vreți seară. Nu vreți să mai discutați cu mine, că vă spun adevărul. Păi am ieșit din emisiune, domnul Stan, și îmi jigniți inteligența, domnul primar. Nu, domnul Claudiu. Sfidați inteligența, domnul primar. Vă rog frumos să mă respectați. Domnul primar și dumneavoastră să-i respectați pe ceilalți oameni.
Eu nu mă cert cu dumneavoastră. Sunteți invitatul meu aici, oricând. Domnul Claudiu, am fost pus de 600 de oameni, acum sunt alături de mine poate 800, domnul Claudiu. Vai de capul meu. Domnule, dacă albeștenii vă mai votează odată, își merită soarta, domnul primar. Nu, domnul Claudiu. Doamne ferește de așa ceva, păzească Dumnezeu, Maica Domnului. Locuitorii din comuna Alben sunt alături de mine, vă demonstrez lucrul acesta. Păi așa vorbiți mâine, dumneavoastră cu oamenii, veniți, domnul primar. Veniți mâine seară la ședința de Consiliul Local să vedeți câți cetățeni sunt alături. N-am ce căuta că poate iau bătaie de la bodyguardul dumneavoastră sau de la dumneavoastră, domnul primar. Nu mai aduce niște, nu mai aduce niște acuzații, că s-ar putea ce să acuzații, vă fac o plângere. Domnule? Vă fac o plângere, domnul Claudiu, să știți. Chiar vă rog să-mi faceți mai multe, domnul primar. O să vă fac, domnul Claudiu, o să vă fac, să știți. Aici, la mine, în emisiune, sunteți invitat cu mare drag, oricând vă aștept cu flori, domnul primar. Domnul Claudiu. Da. Și ce făcureți dumneavoastră acum cu domnul Gorlă? Nu. Mă sunară foarte mulți cetățeni prin care să-mi zică, domnul primar, vă rog frumos, ajutați-ne și pe noi cu privire la niște datorii. Așa. Vă mulțumesc că trăiți. Stați un pic, și cu tatăl dumneavoastră ați rezolvat problema cu tractorul? Nu vă înțeleg. V-a rezolvat buculea cu tatăl dumneavoastră, cu tractorul, cu impozit mai mic? Nu pe tatăl meu, domnul Claudiu. Domnul Stan Ion a depus o cerere prin care a o declarat... Cine e domnul Stan Ion, domnul primar? Domnul Claudiu, mă lăsați să vorbesc? Vă rog. Dumneavoastră nu cunoașteți codul fiscal, domnul Claudiu. Dumneavoastră nu cunoașteți. Aveți dreptate. 273. Nu cunoașteți legea 227, domnul Claudiu, da? Dar nu contest asta, domnul primar. Dumneavoastră știți ce erați cel mai... Erați cel mai bun contabil, dacă rămâneați contabil, domnul primar. Vă rog. Sunt, domnul Claudiu, în continuare. Respect pentru contabilul Stan și atât. Vă rog. Sunt. Am alături de mine. Explicați-mi speța aia, că suntem cu 4 minute peste întârziere, vă rog. Da, spuneți-mi. Cine-i Stan Ion? Deci domnul Stan Ion a depus o declarație fiscală prin care a solicitat înregistrarea vehiculului cu capacitatea cilindrică mai mică de 4800 cm3 în evidențele fiscale ale primăriei comunei Albeni. Iar domnul Buculea nu a știut să respecte codul fiscal. Altceva. Deci domnul Stan Ion este tatăl dumneavoastră sau nu? Nu, domnul Stan Ion este un locuitor al comunei Albeni. Dom'le, e tatăl dumneavoastră sau nu? Vă renegați tatăl sau n-am înțeles? Domnul Claudiu, domnul Stan Ion este locuitor al comunei Albeni și trebuie rezolvat pentru că are domiciliu pe raza comunei Albeni. Bine, domnul primar, mulțumesc mult de tot. La revedere, domnul Claudiu. Vă aștept aici oricând, cu mare drag. Nu sunt interlop, încă n-am ajuns interlop. Păi de ce, domnul primar? Încă n-am ajuns interlop. Bine, domnul primar, o seară bună vă doresc. Emisiunile dumneavoastră sunt plătite de interlop. Păi veniți și dumneavoastră aici, când ați venit dumneavoastră, l-a plătit cineva? Încă, nu, m-am făcut imagine. Aoleu, mulțumim mult de tot, mulțumim, domnul primar. Audiență maximă. La fel și dumneavoastră. Audiență maximă la primărie vă doresc, domnul primar. Domnul Gură, nu mai avem timp. 30 de secunde, vă rog, că trebuie să vă dau dreptul la replică la ce a zis domnul primar. În orice caz se cunosc motivele plecării cu transfer. A, nu trebuie să explicați aia, domnul primar. Nu trebuie, domnul Gură, exact. Nu trebuie să explicați. Iar cele acuzate de el sunt ce stau în caracter de zi cu zi și asta este replica lui la orice faptă care nu și-o poate acoperi cu alte motive. Mulțumesc mult de tot că ați fost în această seară alături de mine și că ați trecut peste jignirile primarului Stan. Cine ne sună, domnul colegii? Nu mai contează că și așa suntem 6 minute peste timpul de emisie. Mulțumesc mult că ați fost alături de noi. Ați văzut încă o dată... ce poate spune domnul primar Stan, pe care îl așteptăm oricând aici în emisiune, să știți că aceste emisiuni nu sunt plătite de nimeni. Cum nicio altă emisiune de la Tele3 nu este plătită. Niciodată.
L-am rugat pe domnul Stan să facă plângere penală dacă are dovezi în acest sens sau suspiciuni că procurorii pot depista chestiunea asta. Vă mulțumesc mult încă o dată. Ne revedem mâine seară la Eugen Măruță cu a patra putere, vineri de la ora 19 cu Irina Stoian. Urmează știrile și Eugen Măruță la dilemele zilei. Toate bune!